Astăzi, de la 21, ministrul Justiției Tudorel Toader se va afla față în față cu Mihai Gâdea. Va declanșa procedura de demitere a procurorului general Augustin Lazăr. Ce se va întâmpla cu toate anchetele și procesele făcute pe aranjamente secrete securiste numite protocoale semnate de sufrageristă? Scandalul celor peste 10.000 de dosare titluite magistraților explodează. Care este mesajul de ultimă oră al ministrului Justiției pentru președintele Iohannis și ce decizii de importanță uriașă a luat Tudorel Toader astăzi de la 21 la Sinteza Zilei, cel mai urmărit talk show din România, la Antena 3.